Prezent la Călăraș, premierul Ludovic Orban a declarat în legătură cu deschiderea noului an școlar că are încredere în dascălii din România, iar la școală copilul va fi mai puțin expus riscului de îmbolnăvire decât liber la locul de joacă sau pe terenul de sport. Eu am încredere în dascălii din România, am încredere în sistemul de educație din România. Sunt convins că la școală copilul va fi mai puțin expus riscului de îmbolnăvire decât liber în alte locuri, pe locul de joacă sau pe terenul de sport sau în alte locuri. Noi vom urmări respectarea regulilor de protecție sanitară, de asemenea vom urmări orice disfuncționalitate care poate să apară. Am fost într-o comunicare permanentă cu inspectoratele școlare, cu direcțiile de sănătate publică, cu directorii de școli, cu reprezentanții autorităților locale, astfel încât să luăm toate măsurile care să apere sănătatea elevilor, copiilor. Sigur că și părinții trebuie să aibă încredere. Începerea anului școlar este o necesitate. Și așa 4 luni de zile, din cauza pandemiei, din cauza stării de urgență, 4 luni de zile cursurile au fost online într-o adaptare care practic a generat o situație în care este necesară începerea școlii. Orice părinte care își iubește copilul știe că fiecare copil, fiecare elev are nevoie de procesul educațional. Acest proces educațional este fundamental pentru dezvoltarea fiecărui copil, fiecărui elev. Decizia de a începe anul școlar este o decizie care era clară din punctul meu de vedere. Sigur că există temeri, sigur că sunt diferite aspecte care nu sunt perfecte, care încă n-au fost puse la punct în detaliu, dar orice fel de aspect poate fi remediat. De regulă am lăsat la latitudinea consiliilor de administrație ale școlilor decizia privitoare la modul în care se înceapă școala, de asemenea și eventualele măsuri care trebuie luate pentru a asigura accesul la învățământ al copiilor, protejarea sănătății copiilor. Eu îi rog pe părinți să aibă încredere, sigur, să le spună copiilor lor să respecte măsurile de protecție sanitară care sunt instituite în cadrul fiecarei școli. Trebuie să aibă încredere pentru că este în beneficiul copiilor. Aș mai spune câteva lucruri. Chiar și cu cursurile suspendate, cu orele suspendate, cu școala suspendată și în vacanță, a existat o rată de infectare pe populația școlară. Dacă ne uităm la datele statistice, vom vedea că pentru vârstele de populație școlară a existat o rată de infectare de peste 6%. Deci au fost copii care s-au îmbolnăvit fără să fie la școală. Dacă vor apărea cazuri, lucruri care nu ne dorim, dar e posibil ca la școală unii să vină deja infectați, nu neapărat să dobândească. Sigur că vom lua toate măsurile, sigur că părinții trebuie să urmărească atenți sănătatea copiilor și la orice simptom care poate să genereze suspiciunea, pot să ia decizia să copilul să nu se ducă fizic la școală, ci să participe online dacă au simptome care sunt, cum să zic, pot să conducă la suspiciunea că sunt infectați copiii. Nu trebuie să privim, să intrăm în panică sau să privim cu neîncredere tot acest proces. În ceea ce ne privește, vom urmări atât prin direcțiile de sănătate publică, cât și prin inspectoratele școlare, vom urmări modul în care începe școala, vom urmări modul în care sunt implementate măsurile stabilite prin ordinele comune ale Ministrului Sănătății și Ministrului Educației. Vom încerca să corectăm orice situație apare și îi rog pe părinți să aibă încredere. Copiii au nevoie de școală, copiii trebuie să reia procesul de învățare pentru că este fundamentală pentru formarea lor profesională, dar și
formarea lor ca oameni. Am urmărit cât am putut întreg procesul. Sigur că nu e un proces simplu aici, în pregătirea deschiderii școlilor, nu este implicat numai Ministerul Educației, e implicat și Ministerul Sănătății prin Direcțiile de Sănătate Publică, autoritățile locale. Gândiți-vă că școlile sunt în proprietatea localităților. Autoritățile locale, administrația locală are un rol extrem de important și am încercat să avem o comunicare cât mai bună cu autoritățile locale. Sper să nu se întâmple în alte localități, de exemplu, ce se întâmplă în județul Călăraș, în care PSD refuză să adopte proiectul de hotărâre al Consiliului Județean care să permită decontarea transportului gratuit al elevilor către școală. Noi am avut o permanentă comunicare cu toți factorii implicați. De asemenea, am solicitat conducerii școlilor să fie într-o comunicare prin intermediul diriginților, prin intermediul învățătorului sau învățătoarei, să țină legătura permanent cu părinții copiilor și cu copiii, astfel încât să putem să luăm cele mai bune măsuri.